Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de un nou event pe serverul Happy România Roleplay, unde aici avem un car meeting alături de 12 player, așa că dacă sunteți interesați de acest server, aveți link în descriere cu 5M Happy România Roleplay și hai să începem roleplay-ul. Bun, avem aici pe domnul George. Și hai să prezentăm mașina. Care e mașina de aici? Bun. Are 700 și ceva de cât. Foarte. E foarte puternică mașina. Bine. Bun, să trecem la următorul. Bun. Următorul trecem de Bugatti, bun, că Bugatti e scump și da. Următorul. Așa, eu sunt. Și să ne explicați okay, mașina. Da. Așa, este un McLaren din 2017. Este un supercar coupe. Motorul este un 4000 V8 twin turbo. Așa, în, are cam varianta mea 755 de cai putere. Și fiind twin turbo are un cuplu foarte mare. Așa, este și de asemenea foarte ușoară, are 1400 de kilograme. Și este făcut în, na. Așa. După cum vedeți are elemente de carbon. La motor. Un interior perfect. Să vedem un interiorul dacă pot să văd. Un interior super sport. Mașina asta mai este folosită și pe circuit. Da, am văzut-o de multe ori. Din cauza greutății scăzute pe care o are. Foarte, foarte frumos. Trebuie să o stăpânim toți. Să trecem la următoarea mașină. Avem un BMW. Un M8 Competition, dacă știți auzit de el. Am făcut special pentru bombardier. Măi, rău. Am motor 4x4 benzină. 570 pe cai. Mai am 1400 de cai, carbon în toată. Ai carbon, 8 viteze. Și ce să mai zic? E foarte rapidă. Câți cai are? Că n-am înțeles. 617. Colegul vine foarte, foarte. Uite puțin înăuntru dacă vrei, că are CD-uri, e interior de șeptar. Vedem și cum este interior. Colegul vine ăla. Oho, fain. Interior de șeptar, face popcorn. Popcorn, da, e faină, fain. Manualul sau și bordul e fain, e... Automat, mare, nu vezi cutia. E ultimul model? Leg un coace, leg. Ultimul 2020 s-a scos de pe pâine acum pentru bombă. 2019. Eu trebuie să merg să mănânc. Zic repede. Bun. Scos în februarie 2020. Foarte, foarte frumoasă mașina, domnul. Ce tip de culoare este? Păi avem un negru mat ca primar, ca culoare primară. Un negru, adică, bă, deci un negru metalic. Metalic, foarte da. Bună alegere. Mașina este avem neoane. Bun, trecem la următoarea mașină. Mai clar. Din câte văd aia ce dumneavoastră? Aici avem un Lamborghini Veneno care costă 8 milioane de dolari. A fost introdus în 2013 la Geneva Motor Show. E o mașină sport, cu interior tot sport. Și această mașină a ieșit în anul 2013 pentru celebrarea 50 de ani la compania Lamborghini. Foarte bun. Da, să testăm puțin, să vedem sau de motorul. Am auzit că sunt foarte puține în lume. Sunt doar 5. Avem aici o ușă foarte frumoasă. Am auzit că sunt doar 5 în lume. Deschidere frumoasă așa. Bordul foarte genial, din câte văd aici cu un Benz ăsta. Bord de Lamborghini, de? Colegul. Da, exact, n-am ce să zic aici, mașină sport.
După care niște banchete în spate. Bine, nu, puțin popcorn aici să fie acolo. Fac în spate mare motor când am vorbit. Și în mașina față... reușită, ce pot să zic. Da, e genial, rău. Ne puteți spune ce tip de... Are să zic așa. Văd că aici e mai special. Văd că sunt mai multe combinații. Roșu cu un verde. Bă, cine motorul are 500 de cai putere. Bun, bun. Nu mai claxonat, domnule. Și de care roți aveți? Mai claxonați. De curse. Am înțeles. Foarte masă mai. Să trecem la următorul. Dumneavoastră sunteți cu... Mulțumesc. Dumneavoastră. Am înțeles. Deci și dumneavoastră tot în McLaren. Vreau să vă dau de aici. Aoleu, domnule. Aoleu, domnule. A revenit cu mașina. Bun. Deci un McLaren 720S. Haideți să începem cu interiorul. Doriți cu interiorul să începem? Ia să vedem, domnul, cu interiorul. Cum e? Deci este tapizat cu piele de șinșila. Oh. Are o tabletă aici. Volanul este original. Dacă vă uitați aici puțin în spate. Oh, pe, frumos volan. Frumos. Pe acoperiș, un fel de cameră de borda e sus gen. Are și o telecomandă. Ține bine, motorul este de V8 40. Paulo, ia fă, colegul, fă un test. 40 de cai. Foarte frumos, foarte frumos, colegul. Ia. Bun, deci bordul e bine, deci e o mașină foarte dotată din câte văd. Vă că și aici este... Dacă dăm o tură mai rapidă, spoilerul o să se ridice de acolo. Deci aveți un spoiler mai special, o mașină cu mai multe... Spoiler automat, înțeleg. Da. Foarte frumoasă mașină. Puteți spune ce tip de roți aveți? Sau nu prea le aveți? Stop, sunt ale ei. Am înțeles. Foarte, foarte frumoasă mașină. Domnul? Bun, să trecem la următorul. Și aici avem un Lamborghini. Ce onoare. Spuneți dumneavoastră ce Lamborghini de vehicul aveți aici. E centenariu, măi. Centenariu, domnul. Cu 15 ani. Ce-a pățit aici în spate? Unde, domnul, unde? Lasă-mi. Aici, că văd că nu mai are geamul ăla. Lasă. Deci văd că aici se vede tot motorul. Foarte fain. Pe drum, domnul. Foarte fain motorul. Bombardieri. Normal ca la Lamborghini. Are 2500 de ponei. 2500 de ponei, foarte tare. Ia să vedem și interiorul. Cu tehnologie aici să. Aole, ce faceți domnule? Oră. Culpe. Un mic test drive. Vă bateți. Mi-am cerut scuze. Aici un fel de popcorn aici foarte frumos. Aici arată fain rău, colegul. Paulu. Vă scuzați. Trați în mașină dacă vreți. Domnul de la Curcubeu. Dați o tură cu ea. Nitro din câte aveți? Aveți nitro? Domnul de la Curcubeu. Mașină? A, domnul, da. Foarte frumos. Vă prinde țiganica. Ce fel de model? Da, ce fel de model? Din ce an? Centenariu, domnul, centenariu. Din ce an, mă scuzați. Mă spun agășit. Cred că modelul ăsta este din 2017. 2017. 2017. Cât v-a costat da. Această superbitate? Chiar sunt curios, vreau și o să-mi iau una. Are mulți kilometri în bord sau e mașina mai specială? E, colegă, nu cred că ai tu bani. Are mult, domnul, acum am cumpărat-o. Foarte. O să trecem la următorul. Dumneavoastră sunteți cu mașina, cel în roșu? Ingunga. Am înțeles. N-am înțeles. Vă rog să vă prezentați mașina, dacă poate. Ce mașină avem aici? Urcați-vă mașină, că se șterg. După mai avem și eu. Hai să trecem direct cu mașina colegului nostru, care este aici, staff, aici frumos. Dar, dumneavoastră sunteți?
Vă rog să ne prezentăm mașina. Prezentați-vă mașina voastră fioroasă, fiindcă văd că avem aici ceva mai serios. Vă rog frumos, domnul, să... Da, 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 avem ceva foarte serios. Stați acolo până când o să vin la dumneavoastră. Ce mașină aveți? Așa pe scurt, că văd că e foarte frumos. Așa, deci... Da, da. Domnul, ce ați făcut că adesea lovit aici? Aici avem un... o Dodge Charger din anul 1970. Foarte genial. Destul de veche, văd. E puțin mai murdar, dar se ține pe picioare. Dar da, e genial, da, n-am să zic. Îmi place așa cum arată. Domnul, motorul nu este de nevechi, este scos ca să rătească rapid. E puternică mașina. Da, 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 văd și eu că e ce motor. De care, ce tip de motor este? Motor semi cu aici, aici, cu mai de cai putere. Îmi place că este pe un interior simplu. Da. 7 cutii de viteze. Colegu, fă un pic de popcorn. Sau fac eu, hai că fac acum. Să vedem interiorul. Un interior simplu, frumos. E un interior clasic. Văd că se mișcă motorul aici. Cred că face popcorn. Eu cred că e normal. Să vedem dacă este face și modelul popcorn. Coupe. Oh. Da, 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 face. Te ține bine. Foarte, foarte coupe. Mașină. Foarte frumos. Evacuarea e schimbată sau e ce stoc? Nu, e schimbată aproape tot din ea, doar... Dar văd că ați recondiționat-o. Sună ca un Akrapovici. Este Akrapovici cumva? Nu. Ați recondiționat-o sau este așa din fabrică, originală? Am mai lucrat, am modificat motorul. Corpul, adică body-ul, este original, da, da, da. Roțele originale la fel. Model coupe. Ce să mai zic, este mașina genială, ce pot să zic. Niște roțe ce au fost frumoase, roțile sunt originale sau s-au fost schimbate? Da, da, da. La ce motor? Dumneavoastră ați un motor așa sau era din fabrică? Dumneavoastră participați? Mașina era din fabrică, doar că l-am modificat. Bun, vă rog să vă prezentați mașina dumneavoastră. Vedem că avem al patrulea model, un McLaren, foarte frumos. Depinde specificațiile. Spuneți, vă rog frumos, specificațiile vehicul. Așteptăm până aici. Bun, ce specificații are mașina? Auzi, domnul? Ce specificații are mașina? Cred că domnul nu mă aude, că e în... Domnul! Ai bulit puțin cu asta. Să vedem interiorul. Da, mașina. Ba da, vă aud. Deci văd că a frumoasă mașina. Interior tot așa, exact, mai exact cum știam, simplu. Iese popcorn. Văd că aici modelul e puțin mai șters, dar nu e problemă. Cred că e un mic defecțiune de la fabrică. Văd aici aveți tabletul, foarte feste, frumos. Văd că și aici e de ultima generație, să zic așa. Da, din are Germania, cumpărată. E din Germania, am înțeles. Deci este o mașină mai... De acolo, de la mama ei, McLaren-ul, nu prea... Uite-mă cum e. A fost mai mulți din Italia. Uite-te de aici că tu ai fost. Foarte frumoasă mașina. Acum cum facem? Facem... Dar nu, a mai fost. Asta mai fost, aveți Paulu. Mai fost, mai fost, mă. Bun, gata, bun, am înțeles. Acum, hai să facem test drive. Test drive, să vedem 0-100, care participă. Haideți să facem o poză în test. Ce, vă parcați toți aici. Faceți un rând. Faceți toți un rând, vă parcați frumos. De rămână. Bun. S-au dus băieți, gică! S-a dus unul, George s-a dus, Black Gamer. S-au dus. Așa. Alex, nu știu cum a câștigat.
Până nou și cu centenariu. Bun, următorul. Alex plus, plus A, ID 32 cu S, ID 33. George, te ajut și eu, pot? 53, cum este aici? Stai acolo în spate. Domnul, dar nu vă băgați în față, la mine, domnul. I-am dat eu. Bun. Întrebăm acum. Stai în spate. Stai în spate cu ei, 51. Alex. Stai colegu. Mă duc acolo. Da, cu M8-ul mă cam ameninț, așa e tare în gură. George, du-te în capăt. George, du-te în capăt și spui acolo. Bun. La 3, 2, 1 și pe chat. La 3, 2, 1. Când am scris go, plecați, da? Pregătiți-vă. Da. S-au dus. Bun, bun. Perfect. Alex, du-te. La rând aici. Abis, tu ești cu super, tu stai acolo. Sunt polițist, mă duc să-mi iau și eu mașina. Stai la rând puțin mai în față. Și ce, fac McLaren-ul ăsta? Tu du-te cu Alex. Voi stați aici, câștigătorii aici. Păi nu mergem să ne luăm și noi mașinile înapoi? Da, vă puteți lua mașinile înapoi. La ce dăm startul? La 3, 2, 1, pe scriu go pe chat, plecați, da? Ok. Cine a câștigat? Mariana din 39. Ultimii. Bun, și ultimii. Abis, unde e Abis? Mai. Unde e Abis? Dacă i-a spus lui Marian să vină înapoi la start cu mașina. Bun. George, eu nu mai am combustibil cam la mașină. Participanți. Problema mea. N-am Regele, Camora, Sorin, Black Gamer IT în față. Îmi vă spun la 3, 2, 1, plecați, da? Puneți-vă frumos la rând. Îmi pare rău, Sorine. Pui mei, nu mai să-i fiul. Fiul! Mi se dusă fiul-ul. Na, că nu mai am nici fiul. Băieții. Ce să faci? Spawnez altă mașină. O să mai dai încă o dată la sfârșit. Ok. Felicitări Black Gamer IT, ID 23, te duci la început acolo. Vă fac de Gabi că vreau să rămân fără benzină. Da, o să mai dai încă o dată, dar trebuie să mai spawnezi o dată mașina. Eu zic să-i dăm, să dea toți de vânt și să-i dăm înapoi la garaje, din nou. Regele Camara, Sorin, stai ultimul, care mai participă? Daniel?
Bun. Mouse outfit cu super. Ce cu regele Camora, în același timp. Poftim? Nu, fără mașina, nu! Mută-ți ăsta de aici, acum. Bun. Mută-l de Sorine, aici, Sorine, asta. Sorine, Sorine, Sorine. Antenă. Tu faci ultimul, de fapt... Daniel, vină și tu cu mașina. Mi-ai auzit. Daniel, vină și tu cu mașina. Mută asta de aici. Hai să vă văd, facem cursă. Oricare asta poți, mare, nu știu ce naiba. Deci cine cu cine, mă? Toți patru, deodată. Poftim? Toți patru deodată. Păi, să arată mai frumos, nu știu, zic și eu. Na, no, păi ne face, domn. E că e eror. La 3, 2, 1 plecați, da? Bun, da. La 3, 2, 1, da? Hai! Bun, Sorin și Daniel au câștigători. Am înțeles. Oh, Daniele! Daniele mai ușor, că mi-o dat duș. Câștigător Sorin aici avem. Bun, felicitări cei care ați câștigat, haideți înapoi la spawn. Bun. Felicitări tuturor care ați participat. Ați câștigat cumva sau de ce stați aici? Daniel și Sorin au câștigat. Auzi, ăsta a câștigat? Ăsta din... Oricărea asta mare, nu știu ce naiba e. Care? Abis n-a câștigat. Uite, Abis n-ai participat. Abis n-ai câștigat. A participat, dar l-am bătut eu. Felicitări tuturor care ați participat la event. Primiți în schimb 15 milioane. 15 milioane. Vai de capul meu. Ce faci, frate? Vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru efortul vostru. Bun, să facem așa, omic? Mai da. Domnul, dați-vă mașină, ce căutați? Domn, aveți, vă apucă. Vă apucă, stați acolo mașină dacă nu vreți să vă descalific. Bun, hai, ambalați puțin motorul, hai să vă văd. Hai să vă văd puțin, ambalați motoarele. Foarte frumos.